Se încălzește vremea în România, vom avea de-a face chiar cu un prim episod de caniculă, dar mai multe ne spune chiar acum Georgiana Grădinaru. Georgiana, la ce ne așteptăm? Bun găsit, Irina, bun găsit, domnilor și domnul într-adevăr, temperaturile crește destul de mult, astfel că se va atinge și pragul caniculei mâine chiar, însă nici de proi nu scăpăm în totalitate. Revin cu toate informațiile imediat. Bun găsit, doamnelor și domnilor! Astăzi vremea va fi chiar mai caldă decât în weekend. Se pot înregistra maxime de la 25 și până la 34 de grade. Valori ușor mai scăzute vor, vor, fi în zona litoralului. Aspectul vremii însă va fi plăcut cu un cer variabil în cea mai mare parte a țării. După amiază apar ceva norări în, în regiunile sudice. Acolo unde pe alocuri s-ar putea să mai cadă câțiva stop de ploaie. Vântul, în schimb, va avea o prezență moderată. În capitală vremea va fi destul de caldă. Se pot înregistra până spre 30 și 2 de grade. Astăzi va fi mult soare, iar vântul va avea o prezență moderată. Însă în dimineața ce urmează, vremea va fi chiar coroasă. Se vor înregistra în jur de 14 grade. La munte va mai ploua în cursul zilei, mai ales în zona Carpaților Meridional. Ploile vor fi însă pe arii restrânse. Vântul se va intensifica în timpul ploilor, dar și în zona montană înaltă se va simți prezența vântului prin intensificări. Odată cu lăsarea sedii și pe timp de noapte, ploi vor fi pe arii extinse chiar în zona Carpaților Occidental și în nodul Carpaților. Orientali. La Mare vremea va fi caldă, astăzi se pot înregistra maxime de la 23 și până la 25 de grade, iar aspectul vremii va fi destul de plăcut cu un soare predominant, șanse pentru precipitații destul de mici, iar vântul va fi moderat. Mâine vremea va fi chiar mai caldă, se va atinge pragul canicului prin sudul teritoriului, în restul țării valorile tâncere vor fi apropiate de cele normale ale perioadei, în sud va fi mai cald decât de obicei, se pot înregistra maxime de la 24-25 grade și până spre 35. Asta se va întâmpla în special în sudul teritoriului și chiar în capitală, unde va fi destul de cald, însă după amiază vor fi fenomene ale instabilității atmosferice în mare parte a țării. De asemenea, în zonele de munte, în zona centrală, va ploua în estul, nord-estul țării. Local vor fi ploi și în sud-est și izolat în rest. Ploile vor veni însoțite de fenomene electrice, vor fi și căderi de grindină. Pe alocul se pot acumula cantități mai mari de precipitații, iar vântul va avea intensificări peste tot cu viteze mai mari în zona Oltenia, Transilvaniei și în nordul Moldovei. Aici unde vor fi rafale de, de până la 60 km pe oră, la munte vântul va sufla cu peste 70, chiar 80 de km pe oră. Temperaturile vor mai coborâ puțin miercuri, se vor înregistra între 24 și 32 de grade, ploi vor mai fi pe arii de strânse în nord-vest și în regiunea în nord-estul țării și în sud-vest. Cam acestea au fost informațiile, numai bine vă doresc!